Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Accent Direct. Iată că începând cu anul 2018, pe teritoriul raionului Căușeni activează 21 de grupuri de inițiativă. Care este menirea acestor grupuri de inițiativă? Cine sunt membrii acestor grupuri? Și, de fapt, ce își doresc membrii comunităților din raionul Căușeni să întreprindă la nivel local? Cum să acționeze și ce să facă pentru a influența cumva procesul decizional în localitățile raionului Căușeni? Răspuns la aceste întrebări le aflăm de la Artemie Catanoi. Bine ați venit la noi în studio! Bine v-am găsit! Și Vera Ciuchitu, bine ați venit la noi în studio! Doamna Ciuchitu, vreau să vă întreb, care este menirea acestor grupuri de inițiative la nivel de localitățile raionului Căușeni? Vorbim aici de sate și de alte tipuri de comunități. Și cum se implică acestea în procesul decizional? Le reușește sau nu le reușește să schimbe mentalitățile la nivel de comunitate? Deci, participarea cetățenilor în dezvoltarea comunitară este crucială. Crucială din considerentul că tot ce se realizează în comunitate este într-o binele cetățenilor. Este pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și dacă pornim de la maxima că cetățeanului poți să-i dai, dar nu poți să-i iai, dar nu poți să-i dai, atunci noi ne-am pus scopul ca să facem așa ca cetățeanul să fie parte a acestor schimbări care se realizează în comunitate, ca mai apoi să prețuiască și să asigure durabilitatea lui, deoarece oricare schimbare care se produce, ea trebuie să aibă durabilitate. Deci, conceptul de participare cetățenească în raionul Căușeni este foarte de mult. Dacă să zic așa, primul proiect de dezvoltare participativă a comunităților a fost în 2006, în satul Coșcalia, ca mai apoi treptat să ajungem la cifra pe care dumneavoastră ați spus-o, 21 de grupe de comunități implicate în acest proces de bună guvernare, proces de dezvoltare participativă, proces de dezvoltare inclusivă a comunităților. Anul 2018 a fost un an, să zicem așa, decisiv pentru mai multe localități, atunci când raionul a participat la un proiect anunțat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu alte organisme finanțatoare de implementare în raionul Căușeni un proiect de bună guvernare. Implementarea lui a fost condiționată de faptul că se vor realiza prin intermediul echipelor comunitare. Deci, în 2018, 11 localități din raionul Căușeni și-au luat angajamentul că vor fi parte a acestui proces de schimbare atât la nivel local, cât la nivel raional, cât și la nivel național, pentru ca totuși în comunitățile noastre să avem o dezvoltare pe interesul cetățeanului. Ca să fim mai simpli, ca să înțeleagă telespectatorii noștri care este menirea și rolul acestor grupuri de inițiativă, vreau să ne spuneți cine face parte din ele, cine sunt membrii acestor grupuri de inițiativă și, de fapt, ce scop îi unește? Deci, dacă s-a pornit inițial de la faptul că echipele comunitare au fost create în baza unor lideri care de acum aveau experiență, care de acum aveau chiar și intenții foarte serioase în dezvoltarea participativă, ulterior ei și-au extins și numeric și, să zic, de componență a echipei comunitare și principalul accent a fost să fie incluziunea, adică să aibă reprezentanți a tuturor categoriilor de cetățeni de pe teritoriul satului, indiferent de gen, de capacitate, fiindcă activitatea în cadrul unei echipe comunitare este o școală. Este o școală a vieții, este o școală a schimbării, este o școală a conștientizării rolului tău în comunitate și a conștientizării că dacă am obținut ceva, trebuie să dezvolt mai departe. Domnul Cătănoi, să înțelegem că pe lângă sau paralel cu consiliile locale, care sunt alese sau electiv de către populație la alegerile generale locale, în 21 de sate și orașe din raionul Căușeni, mai activează niște un fel de consilii, putem să le spunem tot așa, doar că ele sunt formate
de la inițiativa cetățenilor. În cadrul acestor grupuri fac parte membri activi, lideri ai comunității, inclusiv persoane cu necesități speciale, zicea doamna Ciuchitu. Alte categorii de cetățeni, bărbați, femei, care încearcă să vină și să se implice în procesul decizional. Membrii acestor grupuri, de fapt, sunt locuitori ai satelor și a orașelor. Vreau să vă spun că ne bucură foarte mult că sunt aceste grupuri de inițiativă. Adică aceste grupuri de inițiativă, în primul rând, vin la către autorități sau către decidenți, consilieri, primari, să le spună probleme care îi dor pe ei. Pentru că de multe ori am avut situația când primarul a implementat un proiect, am muncit foarte mult împreună cu consiliul, dar cetățenii nu apreciază tot munca și efortul depus. Și totdeauna se întreabă, dar de ce cetățenii apreciază? Păi asta că nu i-ați implicat pe cetățeni. Când cetățeanul se implică, el vine cu nevoie de lui. Poate pentru administrație vede că iluminarea stradală este o problemă și rezolvă, dar însă cetățenii văd că poate repararea drumului este o problemă prioritară față de iluminare. Adică sunt probleme diferite și este foarte important când acești cetățeni sau dacă vreți să dorim să este un consiliu a cetățenilor activ din localități, se implică în acest proces decizional și vin ei cu propuneri, cu probleme. În primul rând, ei vin și spun problemele lor care dor pe ei, ca decidenți sau administrația publică locală, consilierii primari, să le rezolve în primul rând ce e prioritar. Pentru că noi de multe ori le spunem la administrații publici locale, pentru că într-o localitate, mai ales la noi, în Republica Moldova, cu situația care este, avem foarte multe probleme. Dar este important să le pui priorități. Și acei primari care au știut să conlucreze cu societatea civilă din localitate, ne-am văzut la cu an și ceva în urmă la legile locale, cu mulți primari au trecut chiar din primul tur, pentru că s-a văzut că este o conlucrare. Mulți din ei, de exemplu, au rămas dezamăgiți, deși au făcut în 4 ani un lucru foarte enorm, dar asta a fost problema lor, că nu au conlucrat cu societatea și cu grupurile de inițiativă. Și vreau să vă spun că dacă la nivel de Consiliul Raional de Participare noi suntem ONG-uri, adică o organizație societății, adică ca instituții, ca în localități, noi avem cetățeni, cetățeni de tot, începând de la tânăr, persoane în etate, persoane cu nevoi speciale, și mă bucur că particip la multe localități, la ședințele Consiliului și chiar acele persoane cu nevoi speciale care nu pot participa la ședințele Consiliului, liderii acestor grupuri de inițiativă vin cu laptopul, conectează Skype-ul și am văzut că le asigur la aceste persoane de acasă să vadă cum se petrec ședințele consiliilor locale. Și ei încearcă prin Skype să dă întrebări către consilieri, către primari în timpul ședinței și asta ne bucură, pentru că cum prevede legea 436, toate ședințele sunt transparente și orice cetățean poate participa la orice etap și interveni cu diferite întrebări și propuneri la proiectele de decizii. Un pic mai greu la Consiliul Raional, dar încetșor să încep și ea de prinde, întotdeauna mi-a întrebat, dar ce sunteți, de ce veniți cu propuneri? Fiecare dată îi spune este articolul 17 și citiți, stimați consilieri, și vedeți. Pentru că noi, când participăm la lege, dreptul nostru de a administra localitatea sau raionul, noi delegăm unui consilier sau unui primar. Și multe ori le spun la consilieri, dumneavoastră că ridicați mâna, nu uitați că acolo este și mâna mea, nu ia dumneavoastră persoană, adică mâna numai mea, dați mai mulți cetățeni. Și când dumneavoastră ridicați mâna pe o problemă sau alta, trebuie să vă gândiți, dar are cetățean nevoie de această problemă? Nu are. Este bine să risipim banii publici pe, nu știu, că eu mofta primarului sau consiliului. Totdeauna trebuie să ne gândim, dar cetățeanul are de câștigat din această decizie sau din aceste alocări de surse financiare? Și asta este foarte important, că vin cetățean și spun, domn consilier, nu e asta prioritară, nu știu, mașină de serviciu al primarului, dar e asta prioritară. Nu avem acces, nu avem lumină, nu avem apă, nu avem canalizație, nu avem drumuri. Asta e, cred, cel mai important. Și vroiam să întreb, doamna Ciuchitu, care sunt localitățile cu cele mai active grupuri de inițiativă și, de fapt, câți membri din comunitate fac parte din cadrul acestui grup? Deci, noi am menționat că sunt 21 de localități implicate în acest proces de schimbare a modalității de administrare teritorială, trecând de la, să zic, de activitatea Consiliului în vacuum, la politici centrate pe nevoile cetățenilor. Inițial au pornit 11. Da, 11. Mai apoi, noi avem 3 localități care au venit în acest proces de schimbare
a atitudinii cetățenilor față de procesul decizional și totodată a administrației față de capacitatea cetățeanului de a fi parte acestui proces. Sunt trei localități, Căinari, Ursoaia, Tănătare Noi, care au venit în acest proces ca reflecție a bunelor practici care erau, să zicem, la Coșcalia, Taraclia, Barcelia, Fârlădeni, Hagimus, Plopștiubei, deci ar fi, cum noi putem să le nominalizăm pe toate și nu putem să facem o diferență între activism și neactivism. Facem diferență între specificul care le au aceste echipe, fiindcă unele au pornit pe problema transparenței decizionale și fac ca să se aprofundeze acest proces de transparentizare. Alții au venit pe incluziune, făcând chiar și studii referitor la nevoile pe care le au cetățenii în comunitate și rapoartele care au fost elaborate de aceste grupe de inițiativă au fost foarte bine apreciate de către finanțator și ele au devenit un punct de pornire în elaborarea unor planuri de dezvoltare inclusivă a comunităților. Revin la aceste trei echipe comunitare, trei comunități, Căinari, Ursoaia, Tănătare Noi. Ele sunt au venit, ultimile, da? Și au fost formate deci, pe ele nu sunt, noi nu spunem de ultimele, este o nouă etapă, fiindcă mai avem și ulterior, mai avem și altă etapă, fiindcă după aceste trei localități au venit nouă lideri comunitari, care au obținut granturi individuale de dezvoltare personală, dar nu poți să faci dezvoltare personală până nu faci o echipă, până nu faci o cooperare cu cei care tu vrei să le soluționezi problema. Fiindcă iarăși revine acea obligațiune de a acționa în interesul cetățeanului. Și dacă să vorbim de aceste trei echipe comunitare, ele au venit mai firave în acest proces, dar au urmat și ei pași concreți de dezvoltarea capacității liderilor de a-și crea echipă, de capacității de a comunica cu administrația publică locală și de a deveni parte a acestui proces decizional, poate că, să zic, mai modest, ca cum este Consiliul Raional de Participare, unde aici sunt întrunite forțe puternice, ONG-uri care sunt lidere pe anumite domenii în raion, au venit persoane bine pregătite. În aceste trei localități au venit lideri care erau la început de cale și dezvoltarea capacităților a fost un proces mai anevoios. Poate că au fost și niște situații în care administrația publică locală i-a conceput pur și simplu ca niște persoane care au venit și se vor duce, dar până la urmă se convinc că pașii pe care ei lasă activând în aceste comunități sunt de durată. Ecoul acțiunilor lor ajunge până la fiecare cetățean din comunitate și dacă astăzi nu putem să zicem exact că ce a făcut această echipă, noi vorbim ce se întâmplă în comunitate. Să luăm de exemplu Căinari, relații cu diaspora, proiecte de infrastructură dezvoltate care au o componentă foarte dură de participarea cetățenilor și de implicarea lor în consultări, în forumuri comunitare, în elaborare de politici. Vorbim despre Ursoaia, unde este o dezvoltare a solidarității cetățenilor, în care noi vedem și niște rezultate, când mai ales acum în perioada de pandemie, când este atât de mult de important susținerea și aceste acțiuni pe care le realizează online. Este început, dar ele au reflecție asupra gândirii cetățeanului. Și dacă Artemia a zis că în cadrul ședințelor se intuiește ca cetățeanul care n-are capacitate să vină, dar cel puțin are o sursă de informare, se implică și participă, asta este un rezultat. Acesta este un succes. Vorbim despre cele trei localități despre care ați menționat, Ursoaia, Tănătare Noi și Căinare. Iată că doamna Ciuchitu a
a vorbit și a specificat că la Căinari, de exemplu, aceste grupuri de inițiativă au atras după sine și membrii diasporei. O chestiune foarte importantă în condițiile zilei de astăzi, când cumva încercăm să implicăm membrii comunității care trăiesc în altă parte într-o soluționare a problemelor la nivel local. Domnul Cătă, noi știm că la Căinari există un primar nou, cel puțin de un an și ceva, da? La al doilea mandat. Și nu știu, cum s-au uitat, au privit autoritățile publice locale acest nou grup de inițiativă și cum le reușește să se descurce la nivel local? Inițial, nu știu de ce autoritățile, când văd un grup de inițiativă că vine și se implice, tădeauna nu știu de ce se gândesc de control. La noi, tădeauna, ca și noi, Consiliul Regional de Participare, tădeauna ne priveau ca un control. Vreau să vă spun că cu timpul a dispărut această părere a primarilor sau a consilierilor, pentru că noi, în primul rând, ce am pus accent, am pus pe instruirea acestor grupuri de inițiativă și, doi, am venit cu expertiza care o avem noi și cu experiența, să o împărtășim în localități și vreau să vă spunem că, în primul rând, de ce, în general, noi am observat de ce cetățenii nu se implică. Când am început a convoca aceste grupuri de inițiativă, mulți spuneau, da, parcă îi pun idei, dar eu nu știu nici despre administrație, ce să fac, cum spun, cum să formulez o întrebare, cum să asta, pentru că nu cunoști. Noi am încercat să instruim pentru că ei să vină și persoane cel puțin să înțeleagă procesul decizional, care sunt drepturile cetățenilor, cum pot să intervină, ce pot să facă. Și încet e greu, este, vă spun sincer, inițial noi ne gândeam că e mult mai ușor, dar greu, dar ne bucură, pentru că chiar și săptămâna aceasta, dacă nu mă greșesc, am participat la Consiliul Local de la Ursaia, unde Consiliul Local a venit cu îmbunătățire la două proiecte a proiectului de decizii. Chiar am văzut că doamna primară a mulțumit și noi le-am explicat încă o dată că asta este menirea grupului de inițiativă, să îmbunătățească proiectele de decizii. Pentru că până la urmă, din aceste proiecte de decizii, beneficiază toată comunitatea. Și nu de atât, nu poate că undeva să supărăm secretarii sau altă, pentru că vă spun sincer, secretarii, eu de multe ori spun secretarii consiliilor locale, mă tind că sunt cei mei care muncesc cel mai mult în administrațiile publice locale, anume și ține în sate, pentru că iau și starea civilă și naștere și căsătorii și decese și certificate și decizii și clar că uneori le mai scapă unele probleme care sunt, pentru că acum în 3 zile trebuie să organizăm ședința consiliului pentru că arde proiectul la IPA, arde la zona, la reintegrare și respectiv repede să fac și sunt uneori scapă. Însă vine societatea civilă care cu ochi are alte probleme și se conectează în acest subiect și observă că s-a scăpat asta, s-a scăpat asta și vin până la urmă pentru că însă grupurile de inițiativă noi am văzut, adică nu că am văzut, dar am încercat pe dinși să-i aducem la ceea că nu trebuie să criticăm, dar să încercăm să punem umărul și să ajutăm. Și vreau să vă spun chiar și la tânătare noi cu doamna primar chiar foarte bine a implicat grupul ăsta de inițiativă în diferite probleme când a fost identificat și oportunii de sat unde să se investească, știți că anual li se dă de la bugetul de stat pentru reparația drumurilor locale. Și doamna primar a implicat grupul de inițiativă, au discutat cu cetățenii, au mers în localitate și au identificat. Și grupul de inițiativă a venit și a spus consilierul ea că cetățenii consideră că strada respectivă anul ăsta să repare strada respectivă. Și am zis consilierii chiar s-au conformat pentru că au spus că viziunea cetățenilor, nu viziunea primarului, nu viziunea unui consilier, dar cetățenilor. Și asta te bucură. A fost problema cu directorul întreprinderii municipale, a plecat psihotar și a rămas în instituția, iar a implicat, a identificat, a discutat cu unul, cu alt. Și te bucură când grupurile primare au înțeles că este un suport de la cetățeni și acești cetățeni încet, încet se implică în procesul și plus ajută administrația publică locală. Și mai este un lucru foarte important, eu le spun, când este primarul care muncește zi de zi și undeva alții știu să se laude că am muncit, am făcut asta, alții nu știu. Și este alta când vine cineva și spune că primarul a fost, pentru că câteodată fac eforturi enorme primare, scriu proiecte, nu dorm nopțile, aleargă și până la urmă nu trec proiectul. Și e o muncă de o lună, două, care nu-i nimic din ea, dar e o muncă care el a depus-o și nu are rezultat. Dar este important când vine cineva și te apreciază și îți mai dă în bol. Pentru că de multe ori proiectele așa, de ce multe ONG-uri sau multe administrații publice nu vor să aplici?
Că aplici odată, n-ai succes a doua oară și mulți dau mâinile în jos. Alții care sunt mai insistent, vedem că și proiecte. Până la urmă, implicare. Menirea acestor grupuri de inițiative este implicarea în procesul de bună guvernare și conlucrarea cu autoritățile publice locale, implicarea în procesul decizional la nivel local. Totuși, revenind la Căinari, pentru mine este foarte important și anume faptul că acestui grup de inițiativă de la Căinari, așa, doamna Ciuchito a zis că nu-i prea bine să zicem că e un grup nou, pentru că e o nouă etapă, de fapt, i-a reușit să atragă și diaspora. Dacă puteți să ne spuneți mai multe la acest capitol și nu știu cât de important este ca în cadrul acestor grupuri de inițiative, într-adevăr, să facă parte majoritatea categoriilor dintr-o comunitate. Eu voi aborda problema și din alt aspect. Domnul Artemie a spus că, iată, primarii s-au chinuit, au scris proiectul și nu l-au câștigat. Noi avem foarte multe exemple când în comunități, când s-a elaborat un proiect care la un anumit concurs, la o anumită etapă de concurs nu a fost acceptat, se găsesc resurse pentru că acest proiect să fie implementat din alte surse, altădată și din surse locale, deoarece la etapa aceasta de elaborare proiectul s-a conștientizat că asta este o nevoie acută a cetățenilor și ei sunt gata să participe. Eu vorbesc și de Căinari, dar vorbesc de aceste 11 echipe comunitare care au inițiat proiecte de 90.000 de lei, ca altele proiecte să ajungă la jumătate de milion. Ca alte proiecte să vină cu deschiderea pentru alte proiecte care se vor implementa în continuare. Deci, țintele acestea care se bat acum, ele au o durabilitate, au o reflecție pentru perspectivă. Da, vorbim de importanța participării diasporei, deoarece avem și un program în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care are trei componente de dezvoltare cu implicarea diasporei. La Căinari a fost implementat un proiect în acest domeniu. Avem proiectul implementat la Taraclia cu participarea activă a diasporei și punem accent pe aceste activități din mai multe aspecte. Că dacă acest cetățean la o etapă când a venit în fața lui deznădejdea și și-a luat cele mai scumpe lucruri și a plecat peste hotare, el rămâne cu sufletul aici. Și atunci când investește, el are o intenție să revină aici. Și prin aceasta noi soluționăm și o altă problemă a comunității, depopularea localității. Și din acest considerent, îndemnul meu pentru toate administrațiile publice locale este să facă o echipă comună a tuturor categoriilor de locuitori din localitățile lor și cu cei plecați peste hotare, ca ei să devină factori de influență, factori de decizie. Vorbim despre urmările sau despre replicarea bunelor practici de activitate în echipele comunitare, vin aceste nouă proiecte, nouă lideri, care ei vor deveni factori importanți în localitate, deoarece noi avem și o mare problemă de resurse umane. Atunci când este vorba despre alegeri locale, când trebuie să vină consilieri conștienți de faptul că vin să slujească poporul, cetățenilor. Când vine un primar conștient că eu vin cu desaga problemelor pe care le are comunitatea și îmi iau angajamentul să le fiu un bun conducător într-o soluționare a lor. Asta este cel mai important ce putem să obținem noi la această etapă și important este că prin aceasta noi creăm o imagine prosperă a raionului și o credibilitate în fața finanțatorilor. Ori dezvoltarea localității fără resurse externe nu este posibilă. Din ceea ce a zis dumneavoastră și anterior, ne dăm seama că într-adevăr impactul acestor grupuri de inițiative formate la nivel local este unul colosal, doar uitându-ne la niște cifre. Inițial, grupurile de inițiative din comunitățile raionului au fost formate din câte 5
11 membri, ca ulterior să atragă practic întreaga comunitate care să fie implicată într-o soluționarea problemelor la nivel local și schimbarea mentalităților, așa cum ați zis dumneavoastră. Eu am o abordare când vorbesc de mentalitatea cetățeanului. Cetățeanul tot timpul a avut o mentalitate corectă, doar că în situația l-a impus în acela să se simtă că el nu are niciun rol în comunitate, că el nu este important, că sunt șefi care îmi vor soluționa și de fiecare dată când pui întrebarea ce probleme ai, ei de acolo știu mai bine ce probleme le am eu. Și atunci când încep să-l incluzi în acest proces de analiză, de consultare, de identificarea soluțiilor, atunci îl face important și este foarte bine și pentru autoritate și pentru cetățean și în genere pentru comunitate în general, fiindcă noi ne convingem pentru din orașul Căușeni. Cât face administrația, inclusiv și pentru amenajare, inclusiv și pentru pentru confortul cetățenilor și ne trezim peste noapte cu ceva deteriorat, cu ceva distrus. Asta este că acel care a făcut-o n-a conștientizat că el o face în gospodăria lui, că el o face din bunul lui, că el o face din faptul că își deteriorează în primul rând situația lui și mai apoi a administrației. Și asta noi trebuie să responsabilitatea cetățeanului față de situația în comunitate și gândirea în aceea cum să facem ca să fim buni gospodari și localitatea noastră să fie o gospodărie bună. Iată că aceste grupuri de inițiative care activează pe teritoriul raionului Căușeni deja de ceva timp, inclusiv cele din Ursoaia, Tănătarii Noi și Căinari, încearcă să atragă după sine și alte proiecte, ziceați. În unele comunități s-au început de la proiecte mici de 90.000 de lei, ca ulterior să se ajungă și la jumătate de milion de lei investiție în sat sau în comunitate. Domnule Cătănoi, ziceați că săptămâna curentă ați asistat la ședința Consiliului Local din satul Ursoaia, în cadrul căruia a participat și grupul de inițiativă din această localitate. Ziceați că unul dintre marele avantaje sau ceea ce ați văzut acolo este că într-adevăr, consilierii au ținut seama de anumite recomandări și anumite proiecte de decizii chiar au fost corectate cumva? Vreau să spun că a fost, adică în participare sau implicarea grupului de inițiativă a fost anume la două proiecte. Sunt două proiecte de decizii, un proiect care e vorba să-l aplice administrația publică locală la Agenția pentru Intervenție și Plăți pentru Agricultură și un alt proiect la Biroul de Reintegrare. În primul rând, noi am venit cu o îmbunătățire a proiectului sau grupul de inițiativă a proiectului decizie și doi, eu de multe ori le spun la administrația publică locală sau la primar, să știți că când scrii un proiect și vii față de finanțator, este important când finanțatorul mai scrie că problema dată a fost discutată cu grupul de inițiativă din localitate și se vede, pentru că finanțatorul foarte mult apreciază când vede implicarea cetățenilor și înțelege că nu primarul vrea iluminarea stradală pe strada X, dar un grup de cetățeni, un grup de inițiativă, cetățenii văd această problemă și multe ori noi le spunem chiar scriți acest lucru pentru că este important ca finanțatorul să vadă acest lucru. Consilierii, din păcate, vreau să spun multe administrații publice locale, nu știu de ce, dar eu de multe și chiar și la raion să vorbim că nu grem numai de localități, eu aștept de una de la consilieri să vie și inițiativă de la ei, să vie că de multe ori îi spun că eu fac cu gătii primarul proiectul, cum este așa de salvătăm. Nu, veniți și dumneavoastră pentru ce v-au ales. Din păcate nu prea se implică consilieri, rar când consilierii se implică și spune, domnul primar, uite eu aici aș vedea așa, dar aici aș vedea așa, că și noi am venit cu o propunere și am discutat în cadrul la Ursoaia, am vrut să reformulăm un pic proiectul, doamna primar spune, nu, i-am ridicat nomenclatorul, așa e mai bine denumirea, și a spus, e bine, adică sunt niște discuții care vii cu o idee, bine, nu merge alta, adică bun, adică doamna primar a spus că nu e ok, că așa e mai bine, și asta e normal, pentru că sunt discuții,
propuneri și din asta și iese proiecte bune și au șanse mult mai mari de a câștiga și de a fi implementate. Și este un rol foarte important încă, pentru că este mai ales la implementare, când este unul primarul care trebuie să implementeze și alta când mai ești un grup de inițiativ de cel puțin măcar 5 persoane care mai stau în spatele primarului, știi, să te ajute la implementare, pentru că ca și la birou de reintegrare, ca chiar și la AIPA, trebuie contribuția, este necesar de contribuția comunității și este bine când, bun, primăriile au acel sol disponibil acum, dar este cazul când uneori cer și contribuția cetățenilor. Pentru că noi de multe ori ne supărăm de și cetățenii și întreabă, amuși, n-are primăria și ea bani și să mai dă și eu. Asta și este scopul, când cetățeanul contribuie, el nu se duce a doza și începe a deteriora și acel scaun și a bancă și acel coș de gunoi, pentru că el știe că a pus acolo 5 lei, 10 lei, dar el a contribuit și el deja, sau cel puțin dacă nu el, adică copiii, că de regulă nu mai distrug maturii tot, copiii știe că mama și tata au contribuit aici și atunci apare responsabilitatea comunității și a păstra lucrurile sau investiția în localitate mult mai bine. Și asta este foarte important, de a se implica grupurile de inițiativă și a discuta. Și ne bucură că în unele localități se mărește acest grup de inițiativă și vine chiar și la Căinari acum pe sfârșit de proiect să mai apropiat o doamnă și tot a spus, poate și eu să fac parte din grupul de inițiativă, să cel puțin să o vedem cu oamenii încep a apări și vor să cunoască. De multe ori chiar să vor să cunoască și poate noi ne gândim că aceste grupuri de inițiativă, asociația are o experiență, ca de exemplu Cârnățeniu, când a fost un grup de inițiativă la grădiniță, până la urmă a fost creat ca asociație obștească și acum suntem colegi că au și eu un proiect la Fundația Est Europeană cu tinerii în satul Cârnățeni, unde aduce iarăși investiții pentru localitate, implica tinerii, au dotat sau... Dar chiar voiam să întreb, adică dacă aceste grupuri bucur, de inițiative noi... au un statut. Ei acum nu au un statut, dar asta este scopul nostru încetșor, aceste persoane și administrația publică locală să înțeleagă că au nevoie din aceste grupuri de inițiative să nască niște asociații obștești care cu timpul să înceapă a scrie proiecte și aduce investiții fără noi deja. Da, pentru că deja avem localități care au implementat proiecte, care au atras proiecte și mă gândeam dacă aceste grupuri de inițiative pot de sine stătători scrie. Sunt finanțatori, dar problema cea mare care finanțatorul îți oferă niște surse financiare și de regulă trebuie să ai, adică când este administrația publică ca eligibilă ca să participe bine, dar de multe ori ei solicită o organizație non-guvernamentală să administreze acești buni. Și respectiv, grupurile de inițiativă, din păcate, ele nu sunt formalizate ca persoană, nu au cont, dar când văd că este oportun și asta, ei încep singuri să înregistreze, formează, cum să pornească încetșor de sine stătător. Da, pentru că vorbeați despre cele nouă proiecte, inclusiv cel de la Cârnățenii Noi, care deja ca o replică a acestor grupuri de inițiative și într-adevăr este frumos când aceste se trece la o nouă etapă, când aceste deci, grupuri... Eu vreau să menționez că aceste grupuri de inițiative, dacă inițial sunt create așa sporadic, ele mai apoi se coagulează într-un interes pe care vor să-l promoveze la nivel de localitate și treapta ulterioară în menținerea lor în activism este că ei se înregistrează la primărie în calitate de grup pe interese sau se înregistrează ca consiliu consultativ. Este o nouă etapă de implicare a cetățenilor în procesul decizional și noi vom aborda aceste tendințe ca să menținem cât mai mult aceste echipe comunitare. Datorită acestor grupuri de inițiative care deja activează pe teritoriul raionului Căușeni de ceva timp, se reușește organizarea audierilor publice atunci când vorbim despre proiecte de decizii de alocare a surselor financiare. Au dispărut deja aceste probleme sau încă mai persistă? Și dacă aceste grupuri de inițiativă participă la audierile publice? Vreau să vă spun că noi am observat acest lucru în toamna anului trecut, când numai internetul, dar și primării când mergem, bugetul anul, cred că a fost o premieră pentru Raion, unde cred că majoritatea localităților au publicat bugetul, au organizat audieri publice și chiar în localitățile care sunt aceste grupuri de inițiativă, vedem o responsabilitate a administrației publice locale, ei nu făceau aceste proceduri, de multe motivau prin faptul că ei noi le plasăm, dar nu vine nimeni să implice, nu vine. Dar acum știind că este un grup de inițiativă în localitate, noi vedem secretare, chiar și acum la Ursoaia când ne-am dus,
chiar pe panouă, uitam, este avizul pus, proiectele de decizii, adică deja se vede o transparență a administrației publice locale. Știu că Ursa a organizat în Casa de Cultură a localității audieri publice a bugetului pe anul 2021. Adică vedem că localitățile încetișor, încetișor și însă și secretarii încearcă și îi văd că sunt aceste grupuri de inițiative și îi vin cu diferite demersuri, cu diferite solicitări și îi văd că trebuie să conformeze să legislația în vigoare și chiar bun, sunt la unele că vin recomandări, la ultimele am spus că numai decât să vii, pentru că sincer să vă spunem, administrațiile publice locale chiar și la bugete, da, au făcut audieri publice, am văzut undeva o dezamăjire, nu știu cum, a secretarii nu prea veni propune, dar n-ai unii propuneri, pentru că este un buget foarte mic și nu știu unde să mai mișcă, acolo nu poți mișca un bănuț. Când ajungi să rezolvi, dacă mergi dintr-o instituție în alta, ceilalte instituții riscă să nu poată gestiona până la sfârșitul anului. Și de ce nu este, dar cel puțin să vede, cel puțin cetățenii cunosc cât e bugetul primăriei, cât e bugetul Casa de Cultură, cât e bugetul grădiniței, care este, ce este, ce problemă, ajung bani, n-ajung, care sunt problemele. Și asta este foarte important. Ce planuri de regulă la buget primare mai spun, ce au de gând pe anul viitor, să planifice, să mai aducă, ce mai este nevoie de reparat, ce e urgent, stringent. Și cetățenii vin și discută și asta deja e bine. Când mai vin. Mult decât atât, cunosc că în unele localități din Raionul Căușeni, primarii și sau membrii acestor grupuri de inițiative au format grupuri de socializare pe rețele, în care plasează o anumită problemă și încearcă să o discute, să o dezbată, să vadă dacă această problemă trebuie sau nu înaintată la Consiliul Local, ca ulterior să meargă spre aprobare. Despre ceea ce discutasem anterior, că aceste grupuri de inițiative, inițial formate din 5-11 membri, au atras după sine întreaga comunitate care vine cu părerea pe un grup de pe o rețea de socializare și contribuie la rezolvarea problemelor comunității. Spuneți-ne ce se întâmplă la Tănătarii Noi, doamna Ciuchitu, dacă cunoașteți acolo, cine sunt membrii și cum le-a reușit anul ăsta să... Deci Artemie într-un fel a menționat despre faptul că la Tănătarii Noi, deși este o localitate, să zicem, mică, unde resurse umane sunt poate într-un număr mai limitat, deci membrii ai echipii, a grupii de inițiative au devenit diferite categorii de cetățeni, s-a luat mai în special conceptul de teritoriu, de sector, din fiecare sector a satului să fie un reprezentant care să vină cu idei pentru ca să fie promovat în procesul decizional. Ați avut exemplu porțiunii de drum, unde este foarte important ca cetățeanul să cunoască că a venit investiția pe drumul nostru, nu din faptul că primarul este aproape sau o rudă, fiindcă de aici se pornesc toate, să zic... Da, tot felul de interpretări. De interpretări și de revolte, dar au știut că, uite, s-a discutat asupra importanței, asupra incluziunii, asupra importanței acestui drum pentru toate categoriile de cetățeni. Și a fost foarte important că în acest grup de inițiativă au fost acești reprezentanți care au știut cum să promoveze. Revin la chiar și la Tănătarii Noi și la alte localități unde a fost audiat bugetul. Chiar dacă noi, cetățenii, sunt puși în situația de a fi pur și simplu spectatori sau auditivi, așa că aud cifrele care sunt, totuși un impact acestor audieri este faptul că cetățenii știu că pentru îngrijirea copilului la grădiniță este alocat atât. Dar tu, dacă părinte, dacă vrei ca acest proces educațional timpuriu să fie de calitate, tu vii cu o cotizație. Și cuantumul cotizației acestea depinde de cât părintele vrea să investească în copilul lui. Și aceasta este o solidaritate a comunității când se știe că aducem copiii la același nivel de finanțare, la același nivel de calitate a procesului educațional și nu facem o discriminare între copii. Că iată, aista are și aista nu are și așa mai departe. Asta este cel mai important în acest proces de audiere atunci când avem niște o administrare financiară sau, deși legea finanțelor publice permite ca comunitatea să-și creeze un buget al său, dar suntem în situația în care suntem și de aceea suntem
pur pe spectatori a acestui proces de audieri publice, dar vă zic că ținta este în aceea că cetățeanul este sensibilizat și atunci când este sensibilizat din intenția lui de a avea niște rezultate bune, el vine să participe și să contribuie. Iată că la Căinare ziceați dumneavoastră că acest grup de inițiative activează tot de 2 ani de zile și deja e reușit, are mai multe succese. Domnul Cătănoi, nu știu, ați avut ocazia să discutați cu membrii grupului de la Căinare, să vedeți cum se lucrează acolo și dacă le-a reușit să treacă la o nouă etapă deja de atragere, de implementare a unor proiecte. Eu vreau să spun că eu am lucrat cu toate 3 grupuri de inițiative, chiar am participat la toate 3 ședințe din aceste localități, ședințele consiliilor. Anul acesta am reușit la Tânătare, noi și Ursoaia, mâine este la Căinar ședința consiliului, văd dacă reușesc pentru și ședința consiliului raional, dar anul trecut și ăsta noi mergem împreună. Unica ce mai greu cu satele, dar ne-am pornit, avem grupuri pe Skype, facem ședințe și examinăm online, fiecare de acasă, de regulă seara, facem după orele 18-19, facem ședință, examinăm proiectele de decizie, chiar și bugetele le-am deghiocat, chiar n-am venit, dar noi am lucrat chiar cu Căinariu, grupul de inițiativă, ne-am conectat pe Skype și am luat bugetul pentru că era publicat și am discutat de fiecare articol, de ce, pentru ce, ei chiar întrebau, dar de ce, și nu putem mai mult spunem, de ce, și mai puțin, și am încercat anul ăsta pentru ei, a fost pentru aceste grupuri de inițiativă, i-am văzut că a fost o experiență anume și ține de bugetele locale. Și în cadrul acestor întruniri în mediul online participau și secretarii consiliilor sau persoane, ori nu? Nu, de regulă ne întruneam noi și grupul de inițiativă din local și noi deci cam singur, pentru că pentru noi era o problemă să le explic de ce vine așa, de unde e format, de ce se întâmplă, de ce o grădiniță are mai puțin, ca de exemplu la Căinar, dacă v-a spus subiect Căinar, discutăm, de ce o grădiniță are mai puțin, surs financiar, de ce alta mai mult, le explicam, este număr de copii, este un normativ prevăzut, problemele cu tineretul, de ce e puțin, poate mai luăm de undeva, zic, dar n-ai de unde lua, pentru că este, din păcate, bugetele administrațiilor publice locale sunt foarte limitate. Ministerul Finanțelor le calculează eu planificarea de luna iulie-august și le calculează strict salarii, servicii și dacă le mai rămâne ceva pe acolo, niște rechizite de birou, încă e bine, dar, din păcate, sunt niște resurse limitate. Și cetățeanul trebuie să înțeleagă, pentru că este important, i-am dat la ei, când cetățeanul sau înțelege că dar eu mă gândeam că primăria are mai mulți bani. Zic, da, așa pare, parcă te gândești că bugetul e de 3-4 milioane, dar de fapt mai 3 milioane au plecat la grădiniță și 1 milion a rămas la aparat care e acolo între tot și biblioteca aici, între casa de cultură, bibliotecile, între și aparat primării și când te uiți nu ai, pentru că era foarte bine la Căinari, încă doamna contabil a făcut și o prezentare în PowerPoint care a încărcat-o pe pagina de Facebook a primăriei și noi de acolo am scos toată informația și am analizat și am judecat, cred că mai mult de o oră, noi numai pe buget am stat și am judecat fiecare cifră de unde, cum și cetățenii încep a conștientiza și eu le spun de multe ori, pentru că este important că nu-i buget și noi trebuie să înțelegi și trebuie să ne mobilizăm împreună cu primarul, împreună cu consiliere și să începem a scrie proiect și a implementa. Eu am avut proiect, nu știu, implementat anul trecut ceva cu salubrizare, dacă nu mă greșesc, da, cu anume cu diaspora implicat cu asta. Iluminare, stradală, reparație, da, au și să implică acestea. Au fost anul trecut construit și rampă de acces la Casa de Cultură, la Căinari, dacă vrem de Căinari. La Tânătare noi ne bucură un lucru foarte important, nu știu dacă cunoaște, cred că este unica instituție, gimnaziu, grădiniță. Și acum, într-un bloc, cred că dacă să mergem la Tânătare, noi să vedeți, într-un margine a gimnaziului, într-un bloc a gimnaziului, se repară acum grădinița, unde ar să fie 4 localități, da, sunt localități mici, dar din păcate nu este o grădiniță în această instituție. Se vorbim repară Ursoaia Nouă, Ștefănești. Ștefănești, Tânătare Noi și Fârlădenie Noi, dar ne bucur că este o rampă de acces la această instituție construită acum anul trecut. Nu s-a dat, a fost multe probleme, ca așa la noi în țara asta, cu proiectanții care nu au prevăzut toate cheltuielile, s-a întâlnit grupuri de lucru, grupul de inițiativă, s-a discutat, s-a explicat. Până la urmă, tot grupul de inițiativă a insistat pentru construcția acestei da, rampe. Da, noi am venit cu o solicitare către administrația
e un pic interesant proiectul acesta, pentru că noi am venit către administrația publică locală, dar de fapt clădirea aparține primăriei, dar e dată în gestiunea Consiliului Raional. Banii sunt alocați de Consiliul Raional, dar toate achizițiile, toate le-a făcut administrația publică locală. Ei și-au bătut capul ca această instituție să fie renovată. Au făcut acum în toamnă și amenajat teritoriul. Când mă nu cunosc dacă totuși au dat acum exploatare, pentru că era necesar din niște lucrări suplimentare care nu erau prevăzute. S-au alocat anul trecut, am înțeles că n-au fost fi valorificați până la finele anului, că procedurile astea la noi așa este birocrație. Dar cert este că, din ceea ce spuneți dumneavoastră, am auzit că atât la Căinari au fost atrase proiecte, vorbim de iluminare, vorbim de casă de cultură, ați vorbit de drumuri, tănătarii noi, atragerea iarăși a investițiilor. Tănătarii noi mai mult au lucrat, ei nu au scris undeva, dar au încercat și au convins administrația raionului și au venit administrația că îți banii bugetul raionului. Deja s-a început din 2018-19, adică merge, banii sunt a Consiliului Raional, dar ne bucur că spărniște și oamenii încep a prinde firul ce asta aduce, a muncit, ce asta proiect, ce se întâmplă, pentru că de multe ori sunt de regulă de rea credință unii cetățeni din comunitate, dar primarul nu mai leargă și el intenționat, n-a făcut sau nu știu ce, și cel puțin au înțeles că nu e așa de ușor, chiar dacă au apărut niște lucrări suplimentare, nu e așa de ușor să le faci, trebuie să faci acord adițional, trebuie să faci divizi de cheltuieli, să acordonezi cu toți, să faci un acord adițional și când banii ți-i dă în luna decembrie și până pe 24 decembrie anul bugetar, nu reușești câteodată să implementezi sau toți resursele financiare. Dar până la urmă observăm că incluziunea cetățenilor are loc. Da, încet, cu pași mici, dar se mișcă. Și asta pe noi ne bucură când începe a sensibiliza administrațiile publice locale, că într-adevăr este o problemă acestor persoane. Și știu că la tânătare noi sunt și copii în gimnaziu care sunt cu nevoi speciale și te bucură că încet ușor administrația, deși cineva a spus că da, a făcut rampa asta, dar nu știu, dar noi copii mai tic la grădiniță cu nevoi speciale nu avem și nu știu, dar este important că oamenii încep a sensibiliza aceste momente, să construiesc și este, pentru că nu știm mâine mult și când este această rampă este foarte bine, pentru că în cel mai rău caz ne-am spus, această rampă poate să fie și pentru gimnaziu, pentru acele persoane care vin la procesul educațional. Eu vreau să mai adaug în acest context că atunci când a fost inițiat proiectul Comunități Participative și Inclusive, Asociația Psihologilor Tighina și-a asumat un angajament foarte mare față de aceste comunități. În primul rând, pentru dezvoltarea capacității liderilor de a fi factori de influență, dezvoltarea comunicării la nivel de comunitate, identificarea tuturor categoriilor de cetățeni și faptul că în cadrul acestui proiect a fost organizată și o școală de vară în care liderii au venit, echipele comunitare au venit aici și s-au văzut din toate aspectele care este influența lor și care este participarea lor, au făcut să conștientizeze faptul că, uite, aici pot să schimb, aici pot să vin cu altă influență. Și ceea ce a vorbit despre exemple concrete și la tânătare noi, fiindcă noi avem sute de exemple când putem să aducem că s-a investit într-un drum care a doua zi ploaia l-a dus și cetățeanul vine cu o revoltă foarte mare că s-au irosit banii, dar se vorbește despre rampă, că poate că nu avem, dar acești lideri comunitari au venit cu o viziune de viitor a acestei comunități, că nu avem la moment, cetățeanul nu construiește casa în faptul că trăiesc astăzi și mâine nu știu, o construiește cu un fundament care va fi pentru generații. Așa fiecare bănuț public care este investit trebuie să fie investit cu conștientizarea faptului că viitorul trebuie să aparțină, acest obiect aparține viitorului și noi nu știm care este viitorul. Am vrut să adaug acest cu școlile de vară. Este important că Asociația Psihologilor Tighina și-a pus cu numai instruirea și țin de administrație publică locală, de participare, de transparență, dar la aceste școli de vară ei au participat și practic s-au făcut o machetă de proiect. Fiecare localitate are un machetă de proiect elaborat. Un fel de strategie. Chiar e un proiect elaborat
care o la orice, mostră de proiect. Da, o mostră de proiect care la orice finanțare îi poate să încerce să-l aplice un pic, îi mai schimb după condițiile finanțatorului care le solicită. Și aceste trei localități au rămas cu o mostră de proiect și asta este foarte important pentru ei că au, în primul rând, au fost instruiți, doi au rămas cu ceva care pot orice moment să se întrunească și undeva dacă or să apară, pentru că acum avem un pic probleme de finanțare, dacă vedeți situația din țară care este, văd că sunt numai aceste fonduri regionale a statului s-au anunțat, dar sperăm că în anul acesta, acel an mai rodnic și ține de implementarea proiectului pentru administrațiile publice locale și rămâne numai un pic să-l ajusteze și să-l depui acest proiect. Pentru că ei însuși la acest proiect au lucrat cu problemele localității care eu considera că e o problemă și într-adevăr administrații publice locale nu dispun de surse financiare pentru a rezolva aceste probleme și trebuie cătate alte fonduri. Și ei au eliberat la această școală de vară, au lucrat minețuos fiecare la proiectul, la problema lui și au ghișiocat-o cu pas cu pas. Deci elaborarea acestei proiecte nu a fost doar un exercițiu de moment. Este faptul că în Republica Moldova tot mai mult își are aplicare conceptul de bugetare participativă. Atunci când cetățenii vor veni să utilizeze o parte din sursele disponibile a administrației publice locale în baza proiectelor pe care ei le elaborează. Și în acest context, având o echipă comunitară, având un proiect fundamentat pe nevoia cetățeanului, oricum el va avea o finanțare și va avea o finanțare cu impact asupra politicilor de gestionare a surselor financiare, inclusiv prin conceptul de buget participativ. Și în cadrul acestei școli de vară, câte comunități au participat și câte comunități au reușit să facă această schiță, hai să zicem așa, sau lecție practică, acest proiect care stă pe masă și așteaptă finanțători? A fost toate trei localități, reprezentanții acestor trei localități care s-au fost localitățile țintă și toate au câte un proiect comunitar. Unii au revenit acasă, au mai comunicat și au mai elaborat încă și alte proiecte comunitare, așa că aceste echipe comunitare au niște portofolii de proiecte pe care sperăm noi să-i susținem în continuare și să le propună finanțatorilor. Știm că de-a lungul timpului, vorbind de grupurile de inițiativă care au participat până în 2018, care s-au format până în 2018, au mai participat și la dezvoltarea strategiilor locale, crearea acestor strategii de dezvoltare comunitară, de dezvoltare locală. Avem o astfel de strategie în orașul Căușeni, dar și în alte, practic în majoritatea comunităților, în majoritatea celor 27 de primării ale raionului Căușeni. Iată, la această etapă, când se realizează o strategie pe un termen lung, cât de important este ca cetățeanul să vină, să se implice, să spună ce și-ar dori să se întâmple în comunitatea din care provine în următorii 5 ani, de exemplu, și să contribuie și el la... Deci, oricât de, să zic așa, perfectă nu ar fi strategia experților care au tehnicile, experți și instrumentele utilizate de experții care elaborează strategii, nu este imposibil să prevezi o situație pe un termen. Povara localităților Raionul Căușeni, că ei au avut o strategie pe 10 ani. 10 ani, ce da. Este foarte 2012-2022, da, da. Este foarte dezastruos să prevezi schimbările care au loc în procesul acesta de dezvoltare, fiindcă suntem într-o dezvoltare continuă. De la o treaptă la alta ne ducem. De aceea, practica pe care noi o promovăm și care am aplicat-o de acum în mai multe localități, este realizarea la început de an a forumurilor comunitare, în care ei fac o evaluare a planului strategic pe care îl au și vin cu completarea lor, care mai apoi fiind acțiunile noi identificate, sunt propuse consiliilor locale și ele vin cu operare de modificări în strategia de dezvoltare a localității. Este un proces de dezvoltare atât pentru cetățeni care analizează, vin cu propuneri și vin cu încrederea că ceea ce propun ei este conștient și va fi realizat. Și alta este că autoritățile locale au un document real. Ei știu ce au de făcut în fiecare an. Și este foarte bine că finanțatorii solicită
aceste strategii și la sursele de reintegrare și acum la agenție de subvenționare, se solicită copiile strategiilor locale, unde să fie conștienți că această problemă pe care o abordează în conceptele pe care le propun pentru finanțare, această problemă este planificată, consultată cu cetățenii, fiindcă o altă condiție este că în pachetul de documente este procesul verbal la discuțiilor în focus grupuri. Și unul din proiectele de la Tănătac care a fost câștigat în anul trecut, un factor important a fost că ei au discutat această problemă pe care au abordat-o în 12 focus grupuri. Și asta este denotă faptul că comunitatea este interesată pe de o parte și din altă parte autoritatea publică este deschisă spre comunicare cu cetățenii. Ce urmează în 2021? Iată că am zis, avem 21 de grupuri de inițiative la nivel local. Pentru anul curent, perspective? Deci, să vorbim despre perspective este acela că intenția noastră a celor care rămânem să activăm în domeniul investițional, indiferent care este, să zicem, statutul nostru, intenția este să multiplicăm această practică. Să multiplicăm, am zis, și inclusiv și prin aplicarea strategiei de buget participativ, inclusiv și prin atragerea investițiilor din donatorii care sunt și inclusiv prin faptul ca să mobilizăm cetățenii ca ei să vină cu acțiune. Nu este vorba că vor veni cu contribuție doar. Noi avem sute de grădinițe de școli reparate cu contribuția cetățenilor în cadrul programului de dezvoltare FISM. Dar ele nu au continuitate, deoarece cetățeanul a adus banul și nu a venit cu acțiunea. Noi acum, pentru anul 21, avem intenția să acționăm pentru ca să menținem acțiunea cetățeanului, să-l menținem pe el în activismul și în ideea aceea că el este stăpân. Iar autoritățile publice locale să-și adapteze planurile lor fiind centrate pe toate categoriile de cetățeni, pe nevoile lor și atunci succesul va fi asigurat. Și probabil că mărirea numărului de grupuri de acțiuni comunitară, cu siguranță mai avem unde, mai sunt încă câteva localități, puține, dar mai există câteva comunități în care abia se formează, abia se încheagă aceste grupuri de inițiativă locală. Noi sperăm ca pe parcursul anului 2021, într-adevăr, activismul civic să crească, iar cetățenii, inclusiv de la Ursoaia, Tănătarii Noi, Căinari, cei care au fost mai novice în ultima perioadă, dar și ceilalți, Opaci, Cârnățenii Noi, Coșcalii, a zis dumneavoastră, grupuri de inițiativă care activează și sunt bine puse la punct, să dea roade, să aibă succese și, într-adevăr, procesul decizional să devină cât mai transparent. Eu vă mulțumesc mult de participare în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Artemie Cătănoi și Vera Ciuchitu despre grupurile de inițiativă locală formate pe parcursul anului 2020-2019 în comunitățile Raionului Căușeni. Iată că avem trei grupuri de inițiativă locală, ultimile create pe teritoriul Raionului, Tănătarii Noi, Ursoaia și Căinari, care au dat roade bune pe parcursul anului trecut. Iar, după cum ați auzit, planurile pentru anii următori sunt foarte mari. De aceea, noi nu vă dorim decât să vă implicați cât mai activ în procesul decizional, să încercați să schimbați mentalitățile la nivel local și să contribuiți la transparentizarea cheltuirii banilor publici. Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi minunată, la revedere!